Curtea Supremă de Justiție a dispus luni seara menținerea deciziei judecătoriei Chișinău și a Curții de Apel, prin care a fost anulat scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului Capitalei câștigat de Andrei Năstase. Justiția de la Chișinău a invalidat alegerile, motivând că candidatul PPDA, dar și contracandidatul său, socialistul Ion Ceban, ar fi făcut apeluri de mobilizare la vot în ziua alegerilor pe rețele de socializare, acestea fiind calificate drept agitației electorale. Fiind ultima instanță de apel, opoziția a amenințat cu proteste masive. Între timp, nu este clar ce se va întâmpla în continuare cu alegerile pentru funcția de primar. Potrivit codului electoral, în caz de anulare, în decurs de 2 săptămâni este organizată. Votarea repetată cu excluderea candidatului sau candidaților care au încălcat legea. Pe de altă parte, fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, face referire la un alt articol care prevede că nu sunt organizate alegeri dacă vacanța funcției intervine cu mai puțin de un an înainte de alegerile ordinare, care ar urma să se desfășoare în iunie 2019. Totodată, CEC a anunțat azi că se va întruni în ședință vineri pentru a lua act de hotărârea CSJ-ului. Menționăm că Andrei Năstase a câștigat turul 2 al alegerilor din Chișinău la o diferență de 12.644 de voturi față de Ion Ceban.